să trecem și la zilele de pe urmă. Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu. La rând, aș vrea să mulțumesc editurii Humanitas pentru această șansă pe care mi-o oferă de a-mi publica o carte de proză după mult timp. Vreau să mulțumesc doamnei Lidia Bodea, cu care am avut primele discuții acum un an aici la Bookfest pe această temă. Tocmai se lansa o antologie pentru care fusesem invitat să livrez și un text, vin rușii, poate vă amintiți și dumneavoastră. O carte care încerca să surprindă dramatismul și contradicțiile epocii în care trăim. După care am avut un dialog foarte fructuos, frumos cu Andreea Răsuceanu. Am avut în partea domniei sale cea mai mare deschidere și vreau să mulțumesc pentru lectura atentă, pentru sugestiile pe text pe care mi le-a făcut. Mi-a fost de mare ajutor. Vreau să mulțumesc Gabriel Imaz, colega de la editura Humanitas, eficiența căreia este proverbială, o știți și dumneavoastră, deci o colaborare una peste alta excelentă. Despre cartea asta, sigur că sunt incomodat și eu ca autor să vorbesc despre propriul meu, despre volumul acesta. El vorbește de la sine, într-o fel nici nu mai aparține. Totuși, ar trebui să spun că o public după o perioadă lungă, am debutat în 91 cu un roman istoric, putent postmodern, apărut la o editură din Chișinău, Hiperion de atunci. Au trecut de atunci 28 de ani, iată, nu-mi vine a crede, e jumătate de viață de om în care am completat orice altceva în afară de proză. Nu că nu am mai plasat diverselor reviste anumite nuvele, texte literare, unele din ele au intrat și în acest volum, dar am fost acaparat de alt gen de scriitură, de activitate. Revista Contravolt, pe care am fondat-o în 94 împreună cu Vasile Gherneț, poetul și prozatorul Vasile Gherneț, mi-a cam ritmat existența în aceste două decenii și ceva. În toamnă, revista împlinește 25 de ani de existență, din momentul lansării, și asta a însemnat să-mi dedic toată energia mea de om al scrisului, de om care gândesc realitatea și încerc să o comentez literaturii scrise de alți colegi, de alți confrați, inclusiv confrați de aici, din țară, din România, și bineînțeles colegilor de peste Prut. Am scris cronici literare, eseuri, publicistică, evident comentariu politic, care îmi răpește mult timp. Trăind acolo în Republica Moldova, nu prea cum se face abstracții de mediul ăla toxic în bună măsură, care e din când în când traversat de niște efluvii ale speranței, din păcate care se schimb și ele prea curând, dar ne-am obișnuit cu această ciclicitate, deci nu e nicio problemă. Suntem niște supraviețuitori prin excelență, vom trece și de această etapă. În sfârșit, volumul ăsta a crescut așa cumva de la sine, câteva proze deja au cunoscut și o mică, să spun, celebritate internațională, pentru că au fost traduse în limbi de mare circulație. Zilele după Oreste, textul care dă titlul întregii cărți, a intrat și într-un manual experimental de literatură română pentru clasa 9-a sau 10-a, nu mai amintesc bine. Și am fost și eu foarte curios să citesc, să văd cum este explicat o asemenea proză unor copii și ce întrebări mi se pun elevilor pe marginea unui text literar pe felul ăsta. Am ales acest titlu, Zilele după Oreste, pentru întregul volum, pentru că mi s-a părut un personaj specific unei întregi epoci, cum bine a spus Andreea Răsuceanu. Într-adevăr, celelalte caractere vin și ele, sunt cumva ieșite din tulpana lui Oreste, dar e un soi de alter ego, pot să spun, al lui Zacharia Slichter. Îmi permit o asemenea paralelă cu cunoscutul roman al lui Matei Călinescu, adică un non-conformist, un om care încearcă să se opună sistemului, dar o face la modul absolut artistic, deloc pragmatic, deloc eficient. Și, într-un fel, această soluție finală pe care o veți găsi acolo este specifică și altor proze, un soi de realism îmbibat cu imaginarul, un imaginar care virează puțin spre fantastic. Nu mi-am propus să scriu propriu-zis fantastic în acest, să abordez genul ăsta, să-l dezvolt în această carte, însă la un moment dat soluțiile existențiale la care ajung personajele mele sunt cam din zona asta. Poate să mărturisească
această disoluție finală și un soi de disperare și un soi de drum încheiat. Pentru noi, cei de acolo, de multe ori, pentru scriitorii români de dincolo de prun, realitatea pare să se rezolve niște date care țin de, nu de cadru imediat, nu de zona unor reale soluții la existențele noastre, ci printr-o evadare în fantastic. Iar pentru mine, partea aceasta, ca pariu personal, a însemnat o încercare de a evada din contingent și de a coborî spre sinele meu profund, de a-mi chestiona existența și de a descoperi dacă se poate și o altă față a realității. Mulțumesc foarte mult, sper să aveți o lectură plăcută și mult succes în continuare editurii Humanitas. Thank you.